Ce se petrece deja de ceva vreme la broștenii Mehedinți-ului este demn de urmat de toate comunitățile rurale din țară. Identitate etnofolclorică în broștenii Mehedinți-ului, restituirea a patrimoniului imaterial local, este numele proiectului ce face posibil procesul complex de reînviere a tradițiilor autentice ale zonei. La Lupșa de Jos s-a înființat în acest context ansamblul folcloric Durulețul, în cadrul proiectului cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Cum ți se pare munca cu doamna profesoară și ce așteptări ai de la aceste activități? Munca cu doamna profesoară este o muncă în primul rând frumoasă. Venim aici pentru că ne este drag să cântăm, să ducem mai departe tradiția și portul și multe alte lucruri bune legate de acest sat. Repetițiile cu ansamblul Durulețul se desfășoară de două ori pe săptămână, în ședințe de câte trei ore, tinerii beneficiind de îndrumarea specială a celor mai buni doi dascăli de artă populară din județ, Sița Novac Pescaru, profesoară de muzică la Palatul Copiilor din Drobeta Turnu Severin, și Dumitru Nanu, coregraful ansamblului profesionist Danubius. Cum este munca dumneavoastră de valorizare a vocilor acestor copii minunați? Vreau să spun că este o muncă minunată. Eu m-am îndrăgostit de aceste meleaguri și, în primul rând, de copii, pentru că sunt atât de frumoși, atât de dornici să cânte și cred că a fost așa o atracție de la început între noi. Ei au o mare, mare dragoste de a cânta, de a reprezenta prin cântec tot ceea ce înseamnă satul și plaiurile acestor meleaguri. Vor învăța să cânte din ce în ce mai bine. Noi suntem în faza de repetiție. Repertoriul lor va fi din ce în ce mai bogat și eu cred că vom face față tuturor cerințelor care se vor ivi pe parcurs. Sunt copii talentați, copii proveniți de aici, din mijlocul satului, și inima îmi spune că ei vor face foarte multe pe această cale a cântecului popular. Copiii nu vin singuri la repetiții, de cele mai multe ori ei sunt însoțiți chiar de părinții lor. Cum vedeți dumneavoastră adunarea acestor copii la a face un lucru frumos? Este important? Îi ajută cu ceva? Este un lucru foarte important pentru copiii noștri și comună. În primul rând că ne aducem aminte și dezvoltăm iar tradiția. O aducem iar la valoarea ei prin copiii noștri, că asta este. Ce să facem? Ăștia sunt vremurile. Vă regăsiți cât de cât în copilăria dumneavoastră, în ceea ce se cânta, în cum erau vremurile atunci? Da, poate, dar totuși nu sunt posibilitățile copiilor noștri de astăzi, care sunt posibilități mai mari. Dar despre fiul dumneavoastră, el este deosebit. Cântă la vioară pe când toți ceilalți cu gura. Cum și-a găsit locul în echipă? Totul a plecat, cum să vă spun, de la un simplu cântec. Și de la noi părinții care zicem că el cântă, dar nu profesorii îl fac să cânte sau îl învață. Noi suntem părinți și avem datoria să ne ținem de copii, să-i ajutăm. Între copiii talentați am întâlnit și doi mici vioriști. Îmi place foarte mult să vin la repetiții pentru că
Așa e felul meu. Îmi place foarte mult vioara și o studiez de la 5 ani. Și eu vreau să îl urmez pe domnul profesor de vioară Botgros, pentru că îmi place foarte mult cum cântă. Pe mine mă motivează vioara, pentru că e un instrument frumos și de aceea îmi place să cânt la vioară. Ansamblul Dorulețul reunește săptămânal, sub coordonarea a doi profesori de dans și de cânt popular, tinerii din sat și din împrejurim care doresc să redescopere frumusețea ascunsă în trilurile cântecelor vechi și în mișcările antrenante ale jocului folcloric tradițional. După aia o să fie frumos când o să finisăm tot ce am muncit noi până astăzi, da? De la mici, la fel, de la ăștia mici de clasele 1-4, eu sunt foarte mulțumit, deja am ales, sunt 7 perechi, și o să facem ce n-am făcut la Menirinți, este pentru prima dată când încerc și eu cred și sper că reușesc să fac două generații. Am vorbit cu domnul Mihai Corco de la seară, dumneavoastră mi-a promis că o să aducă și un grup de bătrâni, adică să aducă 6 femei mai în vârstă și 6 bătrâni, adică să facem 3 generații. N-am făcut niciodată în 35 de ani de activitate profesională în dans popular. O să înceapă ai mici, o să iese ei pe un dans, pe dansul lor intrați voi, ieșiți un anume dans și intră bătrânii pe dansul vostru la liceu. O să fie ceva super, vă garantez eu. Să știți și voi că dacă mergem afară, peste votare, dansurile sunt foarte, foarte apreciate, dansurile populare românești. Da? Poftim! 1, 2, 3. În seriile de miercuri și joi de peste săptămână, în jurul orei 18, copiii și adolescenții își dau întâlnire la troița din mijlocul satului, însoțiți de părinții lor, la fel de nerăbdători, să-și vadă odraslele bucurându-se de muzica și jocul din moși strămoși. Spune-ne ce te-a determinat să faci parte din acest grup și ce ați învățat până acum? Plăcerea jocului și am vrut să văd noi dansuri pe care le jucăm în zona noastră. Jucăm doar 2 ore, în timp acesta ne predă diferiți pași de dans. Îți dorești o carieră de dansator de folclor, profesionist? Dacă domnul Nadu mă poate lua și mă poate învăța, da. La început am venit datorită surorii mele, care ea este la școală aici la Brășteni, și nu, mi-a propus să vin așa într-o zi și mi-a plăcut și de atunci m-am gândit să vin și eu. Și care este relația cu ceilalți colegi de dans? Avem o relație foarte, nu știu, strânsă și ne înțelegem foarte bine. Am mai adus domnul profesor încă o fată puțin mai talentată ca noi și ne înțelegem destul de bine și cu ea. În calitate de păstor al acestei comunități, cum vedeți implicarea tinerilor în astfel de proiecte educaționale? În proiectul acesta, care este benefic pentru tineret, deoarece totul se rezumă la acești tineri care sunt la școală, pentru că tradițiile trebuie luate de la rădăcină, din vechime, și transmise mai departe aceste tradiții, și acestea se transmit prin acest tineret. Proiectul este, cum am spus, benefic, este bun, binevenit pentru tineri, deoarece ei sunt cei care pot să transmită generațiilor următoare aceste obiceiuri și aceste tradiții care sunt pe cale de dispariție. Care este aportul dumneavoastră? Le predați o anumită latură a spiritualității locale? Aportul meu este de păstor sufletesc în primul rând, pentru că sunt apropiat de ei, îi cunosc, mă cunosc, și fiind și eu implicat în acest proiect, sigur că colaborez bine cu ei, colaborez bine cu domnii profesori care vin și fac repetiție cu ei. Îi aducem cum putem și noi aici la repetiție și este destul de bine
și este destul de plăcut ca să colaborez cu acești tineri. Inițiat de Asociația Fiii Lupșei, în parteneriat cu Episcopia Severinului și Strehai, Asociația Ariadne Filum pentru Cultura Românilor din Serbia, Muzeul Satului Bănățean, Consiliul Local al Comunei Broșteni și Școala cu Clasele 1-8 Broșteni, proiectul și-a propus de la bun început să aducă în sfera publicității acele elemente de folclor ce se află în pericol de dispariție și să le transmită mai departe generațiilor tinere ca pe o comoară de mare preț. Pe lângă cântecele și dansurile pe care le deprind, fiii Comunei Broșteni iau contact și cu o suită de obiceiuri specifice zonei. În acest sens, de câteva zile cu trei răsatele în lung și în lat, un specialist în etnologie, culegând de la bătrâni tot ceea ce ține de particularitatea folclorică autohtonă. Cercetările dumneavoastră v-au adus de această dată pe tărâmuri mehedințene. Considerați că aici avem ceva prin care să ne remarcăm? Avem un aport la zestea patrimonială? Sigur că da. Oriunde se găsește o zestre, important e să putem să o descoperim și să aducem ceva nou în lumea satului pe care îl cercetăm, pentru că vorbim de o tradiție care trebuie să rămână și să fie o identitate a locului. În ce măsură localnicii se mai regăsesc în ceea ce descoperiți dumneavoastră? Am mers pe categoria bătrâni pentru că timpul este foarte scurt și dânșii dețin un patrimoniu bogat în ceea ce privește tradiția. Rezultatele cercetării întreprinse pe teren vor fi făcute publice în cadrul unor conferințe la care vor lua parte marea majoritate a locuitorilor comunei. Sufletul deosebitului proiect de la Broșteni este domnul Mihai Corcodel, fiu al satului și lucrător în cadrul Episcopiei Severinului și Strehai. Finalitatea proiectului este, așa cum o spune și titlul, redescoperirea patrimoniului material din zonă ca identitate etnofolclorică ce caracterizează nu numai locurile comunei, cât și, ci și oamenii și locuitorii acestor plaiuri. Identitate care, zic eu, s-a pierdut în mare măsură datorită regimului trecut, datorită anilor în care, eu știu, instabilitatea economică a dus la o emigrare în masă a tinerilor, în special din satele și din satele comunei noastre. Următorul mare eveniment din cadrul proiectului se va desfășura pe 30 iulie. Este vorba despre conferința De la naștere la marea trecere în tradiția locală, ce va cuprinde o serie de convorbiri cu bătrânii selectați dintre locuitorii satelor, ce vor expune teoretic și practic obiceiurile locului așa cum le-au moștenit de la predecesori.